Nu, ce aici cred eu că nimic nu înseamnă. Sunt specialiștii care, părerea mea personală, cred că au dat foc intenționat. Mâna cuiva. Au alertat și muncitorii la ora 1 de noapte. Sunt doi oameni care păzesc teritoriul acesta. Unul de la stadionul Republican și unul e angajat de către reprezentantul care are tocătorul. La 1 de noapte i-au ocolit tot era normal, tot bine. S-au dus să odihnească, cred că puțin, și s-a întâmplat ce s-a întâmplat.